suntem în continuare în Isaia, vă rog să scrieți cu mine la Isaia capitolul 30. Și v-am zis și data trecută că a parcurge cartea Isaia este un exercițiu extrem de dificil, un exercițiu poate chiar dureros, pentru că Isaia în mod repetat ne provoacă ca să ne confruntăm cu starea noastră spirituală, starea noastră decăzută, și Isaia vorbește în mod categoric unor oameni care îl cunosc pe Dumnezeu. Este o carte profetică adresată poporului Dumnezeu și este extrem de ușor ca să ne regăsim în ea. Și cu toate astea, deși tentația ar fi ca să deviem la un moment dat când parcă durerea cu care ne încarcă Isaia, atunci când probează, atunci când parcă taie în carne vie, ca să ne provoace să punem la o parte credința noastră falsă, idolatria noastră, dependența noastră de această lume. Cred că atunci trebuie ca să presăm înainte, atunci trebuie ca să ne aruncăm înainte în cuvântul Domnului. La fel cum în Ioan 6 și 7 am văzut această călătorie în necredință și parcă la un moment dat e dureros să tot vorbești despre necredință și să te regăsești în ea. Dar nu ne vom opri, vom persista în a gândi și a provădui cuvântul Domnului până când Dumnezeu se îndură de noi și ne scoate din necredința în care suntem sau ne întărește credința care este la pământ, până când El ne curăță de încredințarea care avem în lumea aceasta, în idolii lumei acestea, oricât de dureros ar fi. Tratamentul lui Dumnezeu este tratamentul potrivit. În 1 Corinteni 2:14 Pavel spune: dar omul firesc nu primește lucrurile Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nu le poate înțelege, pentru că trebuie judecate duhovnicește. În ziua de astăzi este foarte popular să vorbească mult despre spiritualitate, dar o spiritualitate umană, care face sens pentru omul firesc, care place omului firesc. Fiecare om are o religie. Fiecare om are un grad de spiritualitate. Dar căile lui Dumnezeu sunt ascunse omului firesc. Căile lui Dumnezeu merg împotriva firii, împotriva înțelepciunii umane. Adevărata spiritualitate transcende pe om. Și Isaia ne arată faptul că singura noastră speranță este să abandonăm orice altă speranță. Singurul adevăr înseamnă să lepădăm orice alt adevăr omenesc. Oricât de frumos ar fi, oricât de acceptat ar fi, singura noastră siguranță este să ne încredem în singurul nostru Dumnezeu. Singura libertate este să fim robii Lui. Căile lui Dumnezeu, înțelepciunea lui Dumnezeu, merge împotriva gândirii naturale. Ea nu este lipsită de logică, ea nu este lipsită de inteligență, ea este deasupra logicei umane, este deasupra înțelepciunei umane. Dumnezeu ne spune că înțelepciunea convențională, înțelepciunea umană și felul de a gândi deasupra problemelor spirituale în felul uman, care afirmă potențialul omenesc, care afirmă virtutea umană, care afirmă înțelepciunea umană, Dumnezeu spune că toate acestea sunt o prostie. Că singura împlinire deplină, singura satisfacție deplină
Singura înțelepciune adevărată vine din afara noastră. Isaia ne îndreaptă ochii de repetate ori spre cruce și ne spune că acolo este împlinirea noastră. În afara noastră, în persoana Domnului Iisus Hristos, care este răstignit pentru păcatele noastre pe cruce, care este batjocorit de lume, care a suferit asupra lui păcatele noastre și a ajuns așa de desfigurat încât vrei ca să-ți întorci ochii și privirea de la el, Biblia spune, acolo este împlinirea ta. Nu mai căuta în tine. Nu mai căuta în filosofia și gândirea umană. Privește țintă la cruce. Biblia ne oferă alternativă. O alternativă la gândirea și înțelepciunea umană. O alternativă la felul... Asta este scopul acestui capitol. Să scoată la suprafață spiritualitatea superficială în care ne aflăm și noi. În care s-a aflat și poporul lui Dumnezeu. Și să ne învețe o altă cale. Structura capitolului ne pune o serie de întrebări, o serie de provocări, care aș vrea ca să le parcurgem împreună în această seară și să ne verificăm, să ne cercetăm în lumina lor, după care să mergem înaintea lui Dumnezeu și să strigăm lui în rugăciune. Prima întrebare. Cine este ajutorul nostru? A doua. Cine este adevărul nostru? Care este nădejdea noastră? Care este speranța noastră? Și care este siguranța noastră? Care este ajutorul nostru? Este prima provocare care o pune Isaia pentru noi și pentru poporul lui Dumnezeu. Uitați-vă de la versetul 1 la versetul 2. Vai de copiii răzvrătiți, zice Domnul, care fac planuri ce nu sunt de la mine și alianțe ce nu vin din Duhul meu. Adăugând astfel păcat peste păcat, ei se duc în Egipt fără să-mi ceară sfatul ca să caute adăpost în ocrotirea lui Faraon și în protecție la umbra Egiptului. Cheia versetelor acestea este care fac planuri ce nu sunt de la mine. Isaia ne spune că planurile noastre trădează credința noastră. Este posibil să ai o învățătură corectă, o teologie sănătoasă, un crez corect. Dar să navighezi problemele de zi cu zi printr-o altă înțelepciune, după una omenească, după una firească. Poporul lui Dumnezeu cunoștea legea lui Dumnezeu, cunoștea voia lui Dumnezeu. Dar în viața lor, în problemele lor de zi cu zi, erau ghidați după alte principii. Făceau planuri care nu erau după voia lui Dumnezeu, nu se consultau cu Dumnezeu. Dacă vă uitați mai în jos, veți vedea tabloul care îl pictează Isaia, această națiune a Israelului, trimite caravane prime, pline de bani și de aur și de bunuri înspre Egipt ca să plătească o taxă de protecție în fața Egiptului, ca Egiptul să îi apere de la atacul asirian. Încercarea lor în zilele acelea era presiunea politică și militară din partea Asiriei, care amenințau cu o invazie. Dar Dumnezeu a făcut un legământ cu ei, în care le promite că Dumnezeu va fi ajutorul lor, în care le promite că Dumnezeu le va purta de grijă. În Levitic 26 vedem acest legământ. Începând cu versetul 1. Să nu vă faceți idol și să nu vă ridicați nici chip cioplit, nici stâlp sacri, să nu așezați chipuri de piatră pe pământul țării voastre ca să vă închinați înaintea lor, pentru că eu sunt Domnul Dumnezeul vostru. Să țineți sabatele mele și să cinstiți lăcașul meu. Eu sunt Domnul. Dacă veți urma hotărârile mele, dacă veți păzi poruncile mele și le veți împlini, atunci vă voi da ploi la vreme, la vreme. Pământul își va da rodul lui și pomii câmpului își vor da roadele lor. Secerișul va ține până la culesul viei și culesul viei va ține până la
semănați, veți mânca pâine din belșug și veți trăi în siguranță în țară. Vă voi da pace în țară și astfel vă veți culca și nimeni nu vă va înspăimânta. Voi nimici fiarele sălbatice din țară și sabia nu va trece prin țara voastră. Veți urmări pe dușmanii voștri și ei vor cădea înaintea voastră, loviți de sabie. 5 dintre voi vor urmări 100 și 100 vor urmări 10.000. Dușmanii voștri vor cădea înaintea voastră, loviți de sabie. Versetul 11. Îmi voi așeza locuința în mijlocul vostru și nu vă voi urâ. Voi umbla printre voi și voi fi Dumnezeul vostru, iar voi veți fi poporul meu. Dar legământul are și condiții. Dar, dacă nu mă veți asculta și nu veți împlini toate aceste porunci, dacă veți disprețui hotărârile mele și veți urî legile mele până într-acolo, încât nu veți mai împlini toate poruncile mele, ci veți rupe legământul meu, iată că vă voi face, iată ce voi face. Voi aduce groază peste voi. Ei au uitat legământul cu Domnul și felul minunat în care i-a scos cu brațul său cel puternic din mâinile Egiptului și le-a promis că atât timp cât țin poruncile lui, atât timp cât îl onorează ca și Dumnezeul lor, sunt în siguranță. Și poporul nu se întoarce către Dumnezeu pentru ajutor, ci înapoi spre Egipt. Țara din care i-a scăpat Dumnezeu, acum ei privesc spre această țară pentru a căuta scăpare. Asta este starea decăzută spirituală a poporului. În loc să te întorci către Dumnezeul tău, Dumnezeul care a făcut legământ cu tine, te întorci către dușmanul tău, cel care te-a ținut în sclavie, cel de la care Dumnezeu te-a scăpat. Planurile noastre trădează credința noastră. Când suntem sub atac, când suntem în necaz, când suntem în toiul vieții, care sunt planurile noastre? Isaia nu este preocupat de teologia ta, de doctrina ta, dacă poți recita crezul, dacă știi statutul bisericii. Isaia spune, spune-mi planurile tale, ca să-ți dezvălui credința ta. Toată lumea știe ce este bine. Care sunt planurile noastre? Unde este scăparea noastră? Ne întoarcem spre Dumnezeu? Spre împlinirea voii sale? Spre legământul care îl avem cu El? Sau uităm de legământul care Dumnezeu l-a făcut cu noi și ne rezolvăm problemele ca și orice om păgân? Este foarte ușor să vorbești despre un Dumnezeu suveran. Este foarte ușor să vorbești despre un Dumnezeu atotputernic. Este foarte ușor să vorbești despre providența lui Dumnezeu. Dar mâine, când vei merge să-ți rezolvi problemele, teologia ta va fi pusă la test. Aplicația ar fi multe. În viața personală, în viața bisericii, cine este adevărul nostru? Generația lui Isaia este așa de îndepărtată, așa de pierdută, s-a depărtat total de Dumnezeu, încât Isaia zice că nici nu mai le vorbește lor. Ci în speranța că generații viitoare se vor întoarce la Domnul. Versetul 8. Acum du-te și scrie aceste lucruri pentru ei pe o tăbliță. Scrie-le pe un sul care să fie mărturie veșnică pentru vremea care vine. Au respins în totalitate înțelepciunea lui Dumnezeu. Cuvântul său profetic înseamnă nimic pentru ei. Că sunt un popor răzvrătit, niște copii mincinoși, copii care nu vor să asculte legea Domnului, care zic văzătorilor să nu mai aveți vedenii și profeților, nu ne mai profețiți ce este drept. Spuneți-le lucruri măgulitoare, profețiți-ne iluzii. Asta este starea groaznică a poporului. Nu mai suportă să audă cuvântul lui Dumnezeu. Preferă minciunile acestei lumi decât adevărul lui Dumnezeu.
Să nu credeți că suntem așa de departe de acea situație și noi. Și noi suntem un popor răzvrătit, niște copii mincinoși. Nici noi nu vrem să ascultăm legea Domnului și noi ne-am săturat de predicatori care ne spun adevărul. Și vrem și noi lucruri măgulitoare. Vrem și noi iluzii de când în când. Cât e o prăjitură, cât e o bomboană. Credeți că nu este așa? Stați de vorbă cu predicatorii în această țară care nu dau înapoi de la adevăr, care nu compromit, care nu zic păcatului bine. Veți afla că sunt puțini, veți afla că cei mai mulți au cedat, veți afla că cei mai mulți joacă cum li se cântă. Și cei care nu fac asta suferă cumplit. În versetul 12 și 14, Isaia ne duce direct în esența problemei. De aceea, așa vorbește Sfântul lui Israel, pentru că respingeți acest mesaj, pentru că vă puneți încrederea în asuprirea și în înșelăciune și vă bazați pe ele. De aceea, această nelegiuire va fi pentru voi asemenea unei spărturi într-un zid înalt, care se lărgește și provoacă prăbușirea. Prăbușirea care vine deodată, într-o clipă, îl va sparge ca pe un vas de lut, zdrobit atât de neîndurător, încât printre ciobrele lui nu se va mai afla nici măcar unul, pentru luat cărbun din vatră sau pentru scos apă din fântână. Ne-am adăpostit în spatele unui zid înalt. Acest zid de învățătură falsă, acest zid de iluzii, care pare solid, care pare puternic, care pare sănătos, care pare firesc. Dar acest zid are o problemă fatală. Acea fisură. Acea respingere a adevărului. În timp, ea crește, se lărgește și dintr-o dată, într-o clipită, totul se prăbușește. Dacă mă întrebați pe mine, cred că asta este pericolul cu care se confruntă biserica în ziua de astăzi. Au zidit un zid înalt, o fisură pe mijloc. Nu tot zidul-i putrăd, nu toată învățătura e falsă. Dar în timp, fisura crește, respingerea cuvântului crește și zidul să prăbușești. Respingerea adevărului Dumnezeu, marginalizarea cuvântului său, are efecte oribile și inevitabile. Soluțiile pentru noi, pentru copiii lui Dumnezeu, sunt limitate. Avem doar soluțiile care ne dă Dumnezeu. Nu putem alerga la soluții omenești pentru a rezolva problemele bisericii și problemele copiilor lui Dumnezeu. Versetul 15. Stăpânul Domn, Sfântul Israel, vorbește astfel. În pocăință și așteptare va fi izbăvirea voastră. În calm și încredere va fi tăria voastră. Dar n-ați vrut. Ați zis nu, ci vom fugi pe cai. Tocmai de aceea veți fi nevoiți să fugiți. Și vom călări pe caiuți. Tocmai de aceea următorii voștri vor fi și ei iuți. Soluția este întoarcerea la Dumnezeu. În pocăință și așteptare va fi izbăvirea voastră. Dar noi nu vrem. Alegem să stăm pe caii noștri, să credem minciunile înțelepciunii acestei lumi. Și tocmai de aceea este inevitabilă distrugerea noastră. În viața noastră personală se vede cu ochiul liber. Fiecare dintre noi ne-am pus încrederea în ceva din această lume. Fiecare dintre noi credem că găsim siguranța și împlinirea în ceva din această lume. Poate este cariera ta, poate este familia ta, poate sunt studiile tale, poate sunt prietenii tăi. Ai mușcat din minciuna lumii acestea că vei găsi satisfacție, că vei găsi siguranță în altceva decât Dumnezeu.
sfârșitul acestor lucruri va fi dezastroase, pentru că tocmai în aceste lucruri în care alegi să găsești scăpare, stă nenorocirea ta. Tocmai în lucrurile care sper să fii împlinit. Poți să zici ani de zile în cariera ta. Și în sfârșit, când crezi că ai devenit omul care ți-ai dorit să devii, vei privi în lăuntrul tău și vei găsi deșertăciune. Vei petrece ani de zile împreună cu prietenii tăi, crezând că acolo există împlinire și siguranță. Și într-o bună zi, într-o clipită, te vor părăsi tot. Orice nedejde care este pusă în afara lui Dumnezeu și în afara cuvântului său, până la urmă rezultă în dezastru. În biserică marginalizăm cuvântul în biserica modernă. Împlinim poftele și dorințele umane. Le dăm iluzii. Le gâdălim urechile. Și este un cerc vicios. Cu cât îi dai la om ce îi place, cu cât îi mai place mai puțin adevărul. Noi credem că putem să rezolvăm problema. Știi, nu le place predicarea cuvântului. Hai să le dăm niște scenete. Că dacă le dăm niște scenete, o să asculte și predicarea cuvântului. Și ce se întâmplă la prima adunare generală după un an de scenete? Să ridice unul mâna și o să zică nu știu voi, dar eu mă simt mult mai bine și mai zidit când să țin scenetele. Dar dacă am tăiat din porțiunea de cuvânt și am adăugat la porțiunea scenetelor. Creăm un cerc vicios. Încercăm să hrănim omul firesc și ne așteptăm să crească omul spiritual. Care este nădejdea noastră? Este următoarea provocare. Care este speranța noastră? Altfel spus, ce anume așteptăm? Versetul 18. Totuși Domnul așteaptă să vă arate îndurare. Totuși El se ridică să vă arate milă. Căci Domnul este în Dumnezeu al dreptății. Binecuvântați sunt toți cei ce nădăjduiesc în El. Dumnezeu așteaptă să-ți arate îndurare. Dar eu și cu tine, ce așteptăm? Care este așteptarea noastră? El, un Dumnezeu al dreptății, spune că binecuvântați sunt toți cei ce nădăjduiesc în El. Nădăjduim în El? Este El speranța noastră? Îl așteptăm pe El sau așteptăm soluțiile omenești? Așteptăm mâna puternică al Egiptului? Așteptăm ca prietenii să ne stară în apărare? Așteptăm ca jobul să ne rezolve problemele? Așteptăm ca banii să rezolve problemele? Suntem ca niște copii proști, spune Isaia. Așteptăm lumea și suntem dezamăgiți când nu vine Dumnezeu. Știți care este promisiunea lui Dumnezeu față de noi, față de poporul său? Priviți în versetul 19 la 22. Da, popor al Sionului, care locuiește în Ierusalim, nu vei mai plânge. El se va îndura de tine când îți va auzi strigătul de ajutor. Imediat ce te va auzi, îți va răspunde. Deși stăpânul vă va da pâinea necazului și apa suferinței, învățătorii voștri nu se vor mai ascunde, ci ochii voștri vor vedea. Iar dacă veți întoarce fie spre dreapta, fie spre stânga, veți auzi înapoi a voastră o voce spunând, aceasta este calea, mergeți pe ea. Atunci vă veți pângări idolii placați cu argint și imaginile acoperite cu aur. Le veți împrăștia ca pe niște zdrențe murdare, zicându-le afară cu voi. Fantastic! Ați observat cheia, schimbarea, tranziția se întâmplă în versetul 20 cu cuvântul deși. Noi strigăm către Dumnezeu în mijlocul necazului nostru și El aude și răspunde. Dar profetul spune, deși ne va da pâinea necazului și apa suferinței. Stai un pic!
Dar necaz și suferință este motivul pentru care strigăm la tine. A sufrire, lipsă, durere. De aia strigăm la tine. Cum adică ne-ai auzit și ne vei răspunde și ne vei da pâinea suferinței? Sunt sătul de pâinea suferinței. Tu ai o problemă materială și Dumnezeu vrea să-ți rezolve problema spirituală. Tu ai o problemă de suferință trupească. El vrea să vindece boala din sufletul tău. Tu ai așteptări omenești. El vrea să-ți dea o nădejde veșnică. Așa că îți va da pâinea necazului și apa suferinței, încât să-ți deschizi ochii, să-ți deschizi urechile și să auzi învățătorii Domnului, să auzi cuvântul Lui și cuvântul Lui să fie viu și lucrător în viața ta. Cuvântul Domnului va lucra din nou în inima ta. Piciorul tău va fi păzit pe calea ta. Sufletul tău va fi eliberat de idolatria care te ține departe de Dumnezeu. Dumnezeu va fi în mijlocul nostru și Dumnezeu va fi în lăuntrul nostru. Asta este promisiunea lui Dumnezeu față de poporul său. Asta este promisiunea lui Dumnezeu când strigăm la El. În mijlocul încercării, darul cel mai măreț este însuși Dumnezeu. Nu este vindecarea, nu este binecuvântarea materială, nu este rezolvarea problemei. Rezolvarea problemelor omenești sunt absolut secundare. Încercarea temporală are ca țintă desăvârșirea eternă. Suferința trupească are ca scop creșterea spirituală. Lipsurile materiale au ca cel belșugul duhovnicesc. El, Dumnezeu, este darul suprem. Și eu și cu tine nu avem timp pentru El. Nu avem loc pentru El în inima noastră, în viața noastră. Înțelepciunea noastră omenească a construit ziduri înalte încât să ne protejăm față de Dumnezeu și Dumnezeu vine și spune când audă strigătul nostru, le dărâm. Isaia încheie cu ultima întrebare. Care este siguranța noastră? Știți de ce nu suntem în siguranță în Dumnezeu? Nu simțim că suntem siguri în Dumnezeu? Pentru că nu avem teamă de Dumnezeu. Ne temem de Egipt. Ne temem de lume. Ne temem de probleme. Ne temem de suferințe. Ne temem de necaz, de lipsuri. Mai mult decât de Dumnezeu. Nu înțelegem că singura noastră scăpare este și singurul nostru pericol. Autorul către Evrei spune, grozav lucru este să cad în mâinile Dumnezeului celui viu. Este pentru tine un lucru grozav? Dacă nu ai tremurat înaintea unui Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu drept, un Dumnezeu atotputernic, un Dumnezeu suveran, care poate să te strivească în mâna Lui, mai mult de atât, este dator să te strivească din pricina păcatului tău. Dacă nu ai tremurat în mâna Lui, dacă nu ai simțit teama în mâna Lui, dacă nu ai realizat cine este Dumnezeu, cât de sfânt este Dumnezeu și ce datorează Dumnezeu ție, nu ai cum să stai ferm în siguranța care te află tot în mâna acelui Dumnezeu. Nu te simți în siguranță pentru că nu te-ai temut de Dumnezeu. Pentru că tremurăm mai mult în fața lumii. Ne temem de lume mai mult decât de Dumnezeu. Ca tare, ne găsim siguranța în lume mai mult decât în Dumnezeu. Logica lor a fost umană, firească, normală. Dacă Egiptul ne-a suferit, Egiptul este suficient de puternic să ne protejeze. Logic, nu? Nimeni nu poate asupri. Nimeni nu poate strivi. Nimeni nu poate omorâ. Cum poate Dumnezeu. Faptul că nu o face este dovada bunătății Lui. De aceea, Isaia încheie secțiunea aceasta a textului, capitolul 30, cu o viziune a unui Dumnezeu înspăimântător. Priviți numele Domnului, spune Isaia, vine de departe, vine arzând de mânie și înconjurat de un nor gros de fum. Buzele sale sunt pline de indignare, iar limba sa este ca un foc mistuitor. Suflarea Lui este ca un potop de apă ce ajunge până la gât. Vine ca să cearnă neamurile prin
cinstita nimicirii și să pună zăbală în fălcile popoarelor ca să-i aducă în rătăcire. De ce încheie Isaia așa? Nu pentru a pune spaimă în noi, ci pentru a înțelege că în frica de Domnul vine adevărata siguranță. Priviți versetul 29. Veți cânta ca în noaptea unei sărbători sfinte. Vi se va bucura inima ca și când ați merge în sunetul flautului la muntele Domnului și la stânca lui Israel. Mâna Dumnezeului care doboară imperii. Mâna Dumnezeului care strivește pe păcătos. Mâna Dumnezeului care nimicește tot ceea ce vrea să nimicește, care dă viață și care ia viața. Este mâna care îți oferă deplina siguranță. Problema noastră și problema lor nu este că am suferit prea mult. Problema noastră este că n-am suferit îndeajuns. Că nu ne-a apăsat îndeajuns. Că n-am simțit ce înseamnă să fii în mâna unui Dumnezeu mânios. Că n-am simțit ce înseamnă să tremuri în fața unui Dumnezeu sfânt. Pentru că dacă am simțit și dacă am ști, n-am mai tremurat în fața Lui. N-am mai găsit iluziile lor așa de fermecătoare. N-am mai găsit soluțiile lor așa de bune. N-am mai găsit împlinire în idolii lumii. N-am mai găsit siguranță în oferta puterii lumii. Și am stat ferm în mâna unui Dumnezeu care poate să ne strivească și totuși alege să ne mântuiască. Să ne ajute Domnul să-L cunoaștem așa cum este El.